Sistemul medical din Satu Mare are un motiv de mândrie prin persoana Ramonei Marincaș, asistent medical licențiat de 37 de ani, din care aproape jumătate și-a dedicat prevenirii și controlului infecțiilor. A îndrăgit această specialitate după ce a cunoscut profesioniști din Anglia cu care a colaborat și care au făcut-o să înțeleagă rolul și importanța asistenților medicali în protejarea pacienților de a nu contacta infecții. Am primit această distinție de practicianul anului în prevenirea infecțiilor din partea Societății de Prevenire a Infecțiilor din Marea Britanie în urmă cu ceva ani. Am simțit foarte onorată de recunoștința pe care dânsii mi-a oferit-o, recunoștință care practic a venit în urma unei munci foarte mari depusă în scopul prevenirii infecțiilor la pacienți și la personalul medical. În colectivul în care activează Ramona este apreciat atât de colegi cât și de pacienții ce au avut ocazia să beneficieze de îngrijirea dânsei. Chiar ea precizează cât de important este să practici această meserie din pasiune și iubire de oameni. Da, este o muncă foarte intensă pentru că educația este cea care face diferența în sistemul acesta de sănătate. Cu cât personalul medical este mai educat, cu atât poate să implementeze mai bine proceduri care să protejeze pacienții de infecții sau și de alte riscuri pe care spitalul le poate genera. Munca este grea, dar nu e imposibilă pentru că avem implementat un sistem de formare internă sub formă de cascadă în care avem formatori interni pe fiecare secție, asistenți medicali care sunt instruiți și ei la rândul lor instruiesc personalul din secție și astfel avem această train the trainers, acest lanț de instruire.